Salutare, Tror, mă numesc Eugen. Știați că în antichitate oamenii aveau minci confecționate din piatră, apoi au devenit din piele, după care din cauciuc. Au existat multe variante de minci până o cunoaște pe cea din zilele noastre. De aceea, astăzi vom face câte o minge de fotbal din diverse materiale pentru a vedea care este cea mai bună și vom începe cu... apă, mai exact gheață. Vom face în această minge de cauciuc o mică gaură prin care vom introduce apă, după care o vom pune la înghețat. Mă doare sufletul să fac asta, dar fie. Nu sunt sigur că o să meargă. Fa! Nu se speră. Deci, iese aerul. Acum vom face gaura mai mare. Scriu fanile. Și nu mă lasă fanele. Nu mă lasă fanele. Și ultimul retuș. Dacă vreți să știți cu ce se umflă o minge, așa un obiect. Deci, avem aici gaura și e foarte bine că cauciucul din interior e prins de minge. Deci, vom introduce chestiuța asta aici. Nu fiu mai igienă. Deci, merge! Doar că va dura ceva timp până voi introduce tata. Nu am găsit nicio pâlnie mai mare, deci ne mulțumim cu asta. Asta va dura un pic. Și i-am zis lui Iade să aducă apă caldă, că îngheață mai repede. E gheață ca... Băi, eu luat din bură. Gheața! Cum adică apă caldă îngheață mai repede? Da. Stop, stop! Sper să iasă o minge rotundă. Sper să iasă o minge un cub. Iar acum urmează să o ducem la congelator. Și să sperăm că o să iasă o minge, nu un cub din Minecraft. Eu sper că mingea ta nu-i spartă. Sper și eu asta, dar speranța moare ultima, știi cum se spune. Cum credeți din ce material urmează să fac următoarea minge? Nu o să credeți niciodată. Din... fiți atenți. Ciocolată! Am aici 4 kg de ciocolată pe care urmează să o topesc la o baie de... aburi, după care să o introducem în minge. O punem să se răcească și după 5 ore avem o minge din ciocolată. Și următorul material din care vom face mingea va fi din plastic. Din plastic cu ajutorul unui pix 3D. Asta e murdar, nu știu de ce. Pixul ăsta este dintr-un vechi episod. Abonații fideli știu din ce episod. Vom face scheletul prima dată, doar că nu știu din ce culoare. Hai să-l facem roșu. Avem aici două tipuri de ciocolată, neagră și albă. Le vom combina și vom vedea ce nuanțe de culoare vom avea. Dacă nu o să ajungă ciocolată, să știți că cameramanul a mâncat-o. Avem aici două recipiente și introducem ciocolata. Păi, numai pe canalul Orange Blue poți vezi minge din ciocolată! Și acum așteptăm câteva minute până când se topește. Între timp o să pregătesc mingea, sau mai bine zis, recipientul. Am făcut această gaură prin care voi extrage cămașa din minge. Adică voi introduce ciocolata pe aici și voi avea o formă chiar ca la o minge adevărată. Adică nu va fi un cerc rotund din ciocolată. Sper să-mi iasă și să nu curgă ciocolata prin aceste crăpături. Facem mici progrese, acum sperăm că o să pot scoate mingea după. Și am finisat, depus, o finisăm și pe asta. Și aceasta este ultima liniuță a schiței noastre, a exoscheletului acestei mingi. Deci, acum ce urmează să facem este să înlocuim această pastă cu una de altă culoare și să o facem deja în jurul mingii. Iar la final vom tăia frumos mingea în jumate, vom scoate cele două părți ca să nu distrugem această minge și le vom lipi înapoi. Am folosit prea multe ori cuvântul minge, dar e ok. Punți-o la.
Deci nu aveți idee cât mi-a luat să fac doar un 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon? Da. Nu aveți idee cât mi-a luat să fac acest hexagon. Iar acum cu albastru deja voi începe să fac următorul hexagon. Și după cum puteți vedea, ciocolata se topește. Acum urmează să o introducem în minge. Cum sună asta? Să introducem ciocolată în minge. Cum e la gust ciocolata? 10 din 10. Sunt sigur că și mingea va fi la fel. Ciocolata s-a topit, acum urmează să umplem forma. Deci zic mai întâi să torn o cantitate mică, după care încercăm să ungem pereții. Eu torn toți. Nu, ține tu că eu știu. Da, ciocolat fierbint, peste degete. Deci, ești gata să ții așa el? Ține. Ok. Ții, da? Da. De acolo fix în gaură. Tot ok. Nu știu de ce am impresia n-o să ne că nu o să ne ajungă ciocolată. Hai cu un sfier, nu nici un sfier. Încerci să dăm pe părți? Da, dar ai grijă, poate să curgă. E să râde numai cel care... Și acum urmează să adăugăm ciocolata albă. Aia nu-i ciocolata albă, eu văd că e mix acolo. Să mi-l ușe. Deci trebuia să cumpăr doar ciocolată neagră. Stai un pic, ai chestii de asta, dă toată ciocolata acolo. Ui, într-o apa, ui, băieță. Da, ciocolata asta albă arată parcă nu ciocolată. Nu, ciocolata asta nu-i pentru topit. Au trecut 3 ore. Mare progrese, dar 4 kg de ciocolată nu mi-au ajuns să umplu această minge. Așa că am fost la magazin și am mai cumpărat încă 10 ciocolate, pe care urmează iarăși să le punem la o baie cu aburi. Sper că de data asta să ne ajungă. S-a topit și ciocolata, acum sper să se umple mingea. Da, se pare că această minge nu are fund. Sergi, du-te la linelă. Da, se pare că nu are forma unei mingi pentru că forma nu a fost bună. Sper că mâine dimineață când se va usca ciocolata și voi scoate mingea, va rămâne o formă destul de bună. Așa că hai să o lăsăm pentru 24 de ore în frigider. Următoarea minge o voi face din beton. Doar imaginați-vă o minge tare ca betonul, ca piatra. Prima dată voi extrage cauciucul din interior. Forma este pregătită, acum urmează să facem betonul. Avem aici o găleată și voi lua ciment. Să nu uităm de tehnica securității. Avem aici această mască care este importantă când faci astfel de lucrări. Adi între timp s-a pus la călduț. Iar acum urmează să adaug apă și să amestec. Betonul este gata, acum urmează să fac o pâlnie dintr-o sticlă. Acum urmează Adi să vină să țină și să umplem mingea. Cred că aceasta va fi cea mai tare minge. Ții, da? Zici că e ciocolată? Sper să ne ajungă acest viitor. Prost cum măsurătorile. Ce notă ai avut la matematică?
Dacă la matematică calculez volumul. Volumul unei mingi. Acum zic să o punem într-o pungă și să o lăsăm agățată. La frigider. La frigider, hai. Uite așa. E rotund? Da. Așa. Asta e unica minge care se va usca cel mai greu. Mingea din gheață în 10 ore, cea din ciocolată 5 ore, dar asta mai mult de 24 de ore. Vedem mâine cât de tare este. Și a venit mingea noastră de la 3D printer. Glumesc, eu am fost printerul 3D. Așa a ieșit ea, multicoloră. Nu am făcut o sferă pur și simplu. Dacă credeți că ăsta a fost cel mai greu proces, nu, urmează. Pentru că trebuie să scoatem mingea din interior în afară. Adică eu practic trebuie să distrug iarăși construcția mea. O să fie un proces foarte, foarte interesant, dar eu cred că merită pentru că băi, dacă stai să te uiți așa arată chiar foarte, foarte tare și eu cred că asta e cea mai frumoasă minge dintre toate și o să fie cea mai frumoasă. Apreciați-o online. Următoarea minge va fi cea mai simplă de confecționat. Avem aici spumă de construcții. Prima dată vom face o gaură în minge, vom scoate iarăși cauciucul, după care adăugăm spuma și așteptăm să se usuce. Dacă îmi va ieși mingea super tare, puteți încerca și acasă. Da, cumpărați-o mingi nouă ca să faci tu una din mingi. Nu, poate au o mingi ră. Apoi explic oamenilor. Ce am explicat? Da, așa am zis și eu. Scoatem capacul. Instalăm acest pistol din plastic, agităm, după care introducem spuma în interior. Care ai muncit, Adi? Și am muncit, și am numărat câte paste de pix 3D. Câți nervi trebuie ca să termine o minge din plastic? Da, hui! Yeah! Și așa arată mingea din plastic. Acum, practic, trebuie să o iau ca pe un puzzle și să o refac înapoi. Râzi, am să-mi place cum arată pe partea opusă. Fii atent cum s-au pus straturile. De bine. De aici am început, ca să înțelegi. Aici am început și aici, nu, pe aici am terminat. Se vede. Aici pur și simplu vedeți acum nivelul de răbdare al meu. Se pare că un tub de spume nu a fost de ajuns. Mi-a rămas încă 4 cm ca să umplu mingea. Asta înseamnă că trebuie să aștept până mâine dimineață, până când se deschide magazinul și cumpăr alt tub, umplu mingea, așteptăm iarăși câteva ore să se răcească, să se usuce. Și vedem rezultatul. Am pus apa la fiert, avem un fierbător aici plin și foarte mult jeleu, o pungă practic. Acum ce urmează să facem este să punem acest jeleu în această găleată și să turnăm după care apa, să amestecăm, să turnăm în minge și totul va ieși nice. Teoretic. La practic noi nu suntem bine deloc, la nicio minge aparent. Am descoperit acum că se numește gelatină. Dar eu am vorbit în aiurea până acum, nu? Pahod, am făcut-o încă, c***a. Iau, Gia! Tăi, jumătate de găleată. Da, dacă asta e de rășituri, nu-i bun. Rășiturile sunt moi, jeleu-i tare. Și-ai luat-i? Altă viață. Deci am pus mingea într-o pungă să o las pe mâine dimineață să-și păstreze forma și după 10 minute spuma s-a umflat. Așa că nu trebuie să mai cumpăr încă una. Cred că o să iasă perfect această minge. Urmează doar cu cuțitul sau foarfe ca să o tai. Și avem o minge rotundă. Fii atent cum încă iese spuma. Hai! Mingea din jeleu! Mingea lui Adi, încet,
Prinde contur. Nu știam că avem reporter la Orange Blue. Băi, prieteni, dacă sincer, mingea asta mi-a dat atâtea bătăi de cap. Abia aștept să o termin și să-i dau cu piciorul în ea, să o distrug o dată, pentru că, serios, mă enervează deja. Următoarea minge va fi din carton și pentru asta nu voi sparge o minge bună. O păstrăm, să o avem în studio. Am scos la Xerox o schiță, o vom capsa. Uite așa. Da, uite așa o capsăm. Iar acum urmează cu un cutter să tai fiecare liniuță. Nu trebuie să apăs tare, altfel o să tai cartonul. Trebuie să tai, uite așa, cu o forță foarte mică, ca să tai în jumate cartonul, ca mai apoi să-l pot îndoi. Și am finisat de făcut mingea! Arată ca un ou. Deci asta, eu nu știu dacă seamănă mingea asta, băi, de departe chiar arată fain. Stai așa să te uiți cu ochii închis, cu dos, chiar arată o minge. Acum, cred că o voi întări un pic, pentru că mă tem că dacă dau cu piciorul în ea, va sări în bucăți de plastic. Așa că o voi face din ce în ce mai groasă, ca să zicem așa, cu legături mult mai strânse. Deci, da, aparent mai am multe lucrat la această minge. Cred că mi-au luat undeva la vreo 5 ore să o fac. Deci, deodată, practicabilitatea minus. Următoarea minge pe care o voi face va fi la fel din plastic, doar că alt fel de plastic, și anume din scotch. Foarte mult scotch. Deci, va dura un pic până voi face o minge, uite, atât de mare, așa că voi începe prin dezlipirea acestui rulon de lipici. Vom mototoli, uite așa, și practic va trebui să facem o minge de așa dimensiune. Deci va dura un pic. Doar primează. Și vă rog la edit memo ăla cu mine. Nu știu cum voi, dar eu când eram mai mic, când eram în școală, făceam mingi din multe bucăți de hârtie de caiet și scotch. Vreau să scrieți în comentarii dacă și voi faceți la fel. Iar dacă nu o faceți, uitați aici la iPad cum să aveți minge la școală. În caz de ceva, nu știți de la mine. Dacă primiți doi la purtare, nu-i vina mea. Deci, cu așa o minge nu aveți nevoie nici de sala de forță, pentru că faceți aici mușcla antebraț sau ciocul ăsta. Deja mă dor mâinile. Așa că, da, pentru a face o asemenea minge aveți nevoie de foarte mult scotch și de niște brațe puternice, serioase, da? A mea departe. Și eu cred că ajunge. Deci, prieteni, aparent nu aveți nevoie chiar de atât de mult scotch. După cum vedeți, mi-a rămas încă destul de mult. Deci undeva de vreo 2 rulouri de scotch aveți nevoie ca să faceți o minge de dimensiunea unei obișnuite de pădure. Sare la fel ca una. Dar e mult mai grea. Deci arată super, super tare. Cum trebuie să-i facem doar o formă așa mai sferică și mingea noastră este gata. Inițial credeam că o să fie mai simplu să confecționez o minge din carton, dar deja am bătături la degete. Prea multe tăituri. Trebuia să-i dau lui Adi să facă această minge. Dar deja trebuie să o fac până la final. Și după mai bine de 30 de minute am reușit să fac acest puzzle. Inițial credeam că nu o să-mi iasă nimic, dar acum deja prinde să aibă o formă. Urmează cu pistolul de lipit să lipesc fiecare bucățică și să fac o minge din carton. Și după cum puteți vedea, mingea mea prinde formă. Până când seamănă mai bine cu o cască de luptă. Apropo, îți stă și foarte bine. Da? Da. Am aici plete. Dar pe noi ne interesează ca în final să arate ca o minge adevărată. Așa că o lipesc mai departe. Un Android.
Bă, nu am crezut că o să am așa o minge perfectă. Adică nici nu seamănă, chiar e rotundă. Nu are forma unui ou sau altceva. E perfect. Și după 24 de ore, mingea din spumă arată, uite așa, de parcă are o căciulă și ăsta e capul. Doar că în interior este moale. Nu știu dacă s-a uscat sau nu. Zic să o tai cu cuțitul și să vedem ce este în interior. O felie de tort? O felie de tort. Stai așa. Am zis eu că nu s-a... Nu pune mâna! Că dacă pui, gata, e un lipici foarte rezistent. Deci mai trebuie să o lăsăm să o suce? Eu cred că... Trebuie să o dezlipim ca să intre oxigenul și să se usuce. Se pare că avem un fail cu mingea din spumă. Cum arată? Zici că-i mâzgă. Important e să nu ne atingem de acest lipici. Deci, o lăsăm la o parte și trecem la următoarele mingi. Între timp, poate se usucă. Poate. Nu credeam că o să fie atât de grea. Vreo 5 kg de ciocolată. Mai grea decât aia din ciment, cred. Hai să o deschidem. O tai prima dată, da? Da. Cum se taie. Băi, dar chiar e grea. Un antistres. Ciocolata s-a infiltrat. Dă-i. Bucată este. Deci, așa arată ciocolata noastră. Așa arată mingea din ciocolată. Nu o să arăt pe partea asta pentru că cineva a mâncat din ea. Că mi-a rămas. Ne cerem scuze pentru cei care au vrut ciocolate din Moldova. Bucuria a făcut faliment după acest episod. Să știți că mie îmi place cum arată. La aspect chiar are forma unei mingi. Doar priviți, de aproape s-a printat fiecare liniuță are din interior. Fire, are o țin întreagă. Deci chiar e o minge adevărată de fotbal. Abia aștept să o testăm, să vedem dacă face față unei lovituri. Și a venit și mingea noastră din jeleu care a stat peste noapte. Stai așa. Să despachetăm poletul. Sper că nu e așa și în interior. Uaaa, doar priviți cum arată mingea. Pui tu mâna pe ea. În interior este mult mai tare ca aici. Aici trebuie să fii atent pentru că poți să tai jeleu din interior. Ce e asta? Eu cred, da, adică nu trebuie să mai continui. Bă, fiți atenți, e transparentă. Îmi pare rău dacă mâncați acum. Da. Ce-i asta? Hai că jucăm fotbal cu ea dacă e. Încă o minge care ne-a eșuat. Deci, mingea din jeleu minus pentru că, da, nu funcționează așa. Probabil dacă puneam mult mai multă gelatină, avea să se primească, dar nu cred. Și nu cred că e cea mai bună idee să faci o minge din jeleu, pentru că, păi, mai bine mănânci jeleul ăsta decât să dai cu piciorul el. Sunt curios cum va fi mingea din gheață, care a stat la congelator. Ce e asta? Nu știu. Eu acum văd capacul. De ce mingea nu este rotundă, a? Dacă nu mergi ceva în viață, dați-l capul de masă. Iar acum o să tăiem cu cuțitul și vedem ce avem înăuntru. Deci prima dată mi s-a părut că gheața e neagră, dar acolo e cauciucul din interior. Băi, și uite că arată bine. Wow, chiar arată bine. Și mingea din gheață e gata. Ne-a ieșit destul de rotundă. Iar acum haideți să-i scoatem și cauciucul. Băi, cum arată! De ce interior e apă? Pentru că trebuia să stai mai mult la congelator. Deci, avem un glob din ăla de Crăciun, știi? Da, dar interior e apă. Nu știu dacă vedeți voi, dacă vă uitați foarte, foarte atent, aici sunt niște bule de aer
Ceea ce înseamnă că în interior avem foarte multă apă. Nu trebuie să scăpăm mingea jos, că crapă imediat. Cine va da cu piciorul mingea asta va avea o surpriză pe un moment dat de... Deci, între timp, zic să-l mai lăsăm la congelator și să vedem cum ne-a ieșit mingea din beton. Măi, e udă așa. Adi, trebuie să o iai în mână să vezi cât cântărești. Nu, de cât am ușurat. Acuși, o scoatem din... Păi nici chiar așa, cântărește mult. E mai grea decât ciocolată. Da, mult. Cum ar fi să fie încurcat și asta aici din ciocolată și aia lucru din beton? Deci avem o minge făcută din nisip, aparent. Nu, e ciment fără gram de nisip. Asta înseamnă că trebuie să fie rezistentă. Da, se pare că nu a fost de ajuns o zi ca să se usuce. Așa că o mai lăsăm încă pentru 24 de ore. După care vedem rezultatul. Picioarele noastre nu vor avea de suferit astăzi. Și dintre toate cele 8 mingi pe care le-am pregătit noi, au ieșit acestea. 5. Cea din geleu nu ne-a ieșit și cea din spumă de construcție la fel nu merge. Așa că o dăm de o parte. În final avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cea din beton o testăm mâine. Acum, cu care începem? Eu zic cu asta, că e cea mai simplă. Cea mai simplă, cea mai rezistentă, cea mai rotundă. Hai! Dintre toate. Deci, cum o dăm? Zic mai întâi să o pasăm așa. Deci, mingea din scoci chiar este destul de practică. Dacă vrei să joci un fotbal, ai o poartă. Aia e poartă, da? Băi, dar nu te un pic se modifică după impact, după cum vedeți, aici a rămas. Dar nu e o problemă, Eugen. O cizelez după și... Vreau să văd capul cum jonglați. Oh, mare! Nu, la cap nu e ok pentru că e tare ca o piatră. Deci eu zic că e mega tare pentru că e foarte ieftină. Aveți nevoie doar de două rulouri de scoci și, băi, tare. Și a venit timpul să testăm cea mai tare minge. Sunt sigur că sunteți curioși cum e să pasezi o minge din gheață. Adi, sper să ajungă cu bine până la tine. Sper. Trebuie prima dată să o oprești, pe care, de fapt, ea practic se lune. Cum îi dau? Cu vârful sau cu... Cum vrei, Adi. Doar să nu-ți rup piciorul. Băi, dar mi-e frică, dacă se încearcă la tine. Oh! Oh! Mingea, după cum vedea, nu a rezistat. Nu e ok să nu încercați asta acasă. Parcă am lovit într-un ciment. Mâine, Adi, o să lovești într-un ciment, acum ai lovit într-o minge din gheață. Dar în interior am avut apă. Nu a reușit să înghețe, de asta a și crăpat atât de repede. Zici că e o nucă de focus. Bă, cât este de ușoară mingea din carton. Ce-i drept e că s-a primit un pic, nu după dimensiunile unei mingi normale, este un pic mai mică. Eu cred că arată cel mai bine dintre toate, serios, adică eu aș pune pe birou. E cea mai rotundă dintre toate. E mingea ta, îți dau ție onorul. Vreau să văd dacă... Bă, eu uit pe de simplu! Ține! Și prin aer se oprește. Adin intră în poartă. Uite, aia e poartă. Ho, ho, ho! Stai! Ce se poate de reparat. Da, cu niște lipici și gata. La fel cu pistolul de lipit. Uite, gata. Și a venit timpul oului meu, adică mingii mele de plastic, dacă sincer seamănă cu un ou. Eu aș zice că arată bine, doar priviți câte culori are. Da, e cea mai multicoloră dintre toate, dar nu știu la rezistență cum va fi.
Băi, ce rezist! Trebuie să prun cât de multă mea să fac. Ups, mi... A crăpat din prima! Hai să-mi dau un șurt, hai treci tu în poartă deja. Ce să prind? Bucăți de pinge sau... 3, 2, 1! Cam asta a rămas din toată mingea noastră. Cred că această minge nu trebuia să o testăm, dar să o păstrăm ca un suvenir. Arăt bine? Da, ești ca un rapper. Cu dreaduri. Lil Pampa. Și a venit timpul desertului. Cireașa de pe tort, ca să zicem așa. Cât de bine miroase, nu vă imaginați. Deci această minge aparent câștigă la capitolul miros. O puteți pune în mașină ca un odorizant de ăla. La o foame, jucați fotbal, după care vă e foame. Jucați ciocolată. Deci, după logică, trebuie să o testăm, da? Da, tot este. Eu vreau să văd dacă sare în sus, adică... Hai, o sară! Deci, haideți să vedem dacă va sări mingea sau nu. Că stăpeat cumva. Cineva a zis că va crăpa. Nu, a sărit doar o bucată. La cap! Cap, cap, cap! Hai să încerc să dau un șut. Degetele! Eu până nu rup degetele. Am lovit talpa, dar și așa doare. Deci nu, mingea asta mai bine să nu o lovim. Da, ați văzut-o și pe asta, o minge din ciocolată. Chiar dacă nu e practică, arată bine. Deci Orange Blue nu recomand așa minge, doar dacă aveți de gând să faceți odorizante pentru mașini, nu știu, să scundiți cumva ciocolata la vamă, idei n-am ce pot să faci cu ea. După 24 de ore, sperăm că mingea noastră din beton s-a uscat. 48 deja, nu 48, da. Mie nu mi se pare că s-a uscat îndeajuns, dar hai să vedem. Fie ce o fi. Fie ce o fi. Unboxing! Nu era mai ușor să joci cu o piatră? Lifehack. Da, cum am zis, nu s-a uscat îndeajuns. Bă, cât timp trebuie să treacă ca să se usuce betonul? Aaa, uite de ce drumurile noastre din România și din Moldova se fac atât de greu. Se usucă greu betonul. În comentariu să iei, ui, prostele, și ăla e asfalt, smoală. O mai lăsăm încă pentru 24 de ore și... Și o ce să-mi duc, revenim. Bă, să știi că îmi place cum arată. Îmi place că are aceste forme, chiar... ca o minge adevărată. Da, doar că partea asta de aici oare un pic, da. Seamănă cu o piatră gigantică care are nisip împrejur. Păi, creu! Acum, haideți să o testăm, nu? Da, tu-i dacă te... Până au lovit cu piciorul, zic să-i facem un drop test, să da. Vedem dacă rezistă de la un metru jumate, dacă îi dau drumul jos. Nu vreau să spun. Zici că am făcut-o din lut sau nisip. Nu vreau să spun că ce s-a auzit. De problema e că s-a crăpat. Păi, ce e asta? E pământ ăsta. Ce calitate e bitonul ăla, cimentul ăla? Nu, eu cred că nu a fost îndeajuns uscat. Luând în considerare că la noi în studio acum sunt 6 grade, bă, nu se usucă la 6 grade. Acum înțeleg de ce se spune că drumurile nu se fac iarna. Da, din acest motiv puteți pățiți cu asfaltul ca și cu această minge. Eu credeam că va fi cea mai tare minge, cea din beton, doar că... Bă, și am pus ciment acolo, nu nisip. Deci dacă vreți să faci să minge din ciment, faceți-o vara. Da. Suntem siguri că v-a plăcut acest episod. Nu uita să apeși butonul de like, astfel ne motivezi să continuăm cu această serie de experimente. Iar dacă nu vrei să pierzi următorul experiment nebun de pe acest canal, abonează-te. Sunt sigur că nu vei regreta. Cu voi a fost Eugen și Adi. Ne revedem foarte curând. Ziua de azi. Aștept pe cea din zi. Băi, dar dă-i măcar normal, ei. Cum ai niște copii în Africa. Plâng, săraci. Nu plâng de foame. Când îi nu știu tot la unitar. Vse. Băi, biologi. De ce curge? Că-i udă. Nu podnoșc și eu. Hai, mă, repede-i! Da, dă drumul la frate, da, ia prinde odată-i! Da, și nu se vede, sus. Se vede, văd gaz!
3 zile, după care tu, timp de o lună de zile, tu trebuie să mănânci foarte, foarte încet și moderat. Trebuie să mănânci fructe, tot asta. Gata, opriți, ia-ți lingura aici, mă frigi. Băi, Sergiu. Ce asta e? Cum ai apa asta să-mi tărești, amingo? Gelatină, gelatină, dar nu... Din asta faci jule, băi? Din apa asta faci jule? Prește-i și împli memoria. Băi, Sergiu, la edit spui memul și ăla, video și ăla, când balcașul și ea să dădeu cu... Știi video? Știi? Nu se fac un pinguin. Sunt cu ouă de pinguin. Betonul. Și când eu nu îmi vor... Sergiu, pornește camera.